Gineanu pentru acest dar făcut nouă, audiobook-ul Maria Sanea Goie Basarab și pentru cuvintele sale. Mai departe, o rugăm pe doamna Maria Ploaie să urce pe scenă și să ne spună câteva cuvinte spre bucuria sufletelor noastre. După cum știm cu toții, doamna Maria este actriță de film și teatru și face parte din galeria marilor actori ai scenei românești. Îi mulțumim că am podobit în mod inegalabil prin nobila sa voce acest audiobook și că, dând 500 de ani la o parte, ne-a adus-o înainte, tulburător de viu și apropiat, pe Monahia Platonida, doamna țării românești. Doamna Maria. Hristos a înviat. Sunt foarte fericită că suntem în seara asta împreună, că am făcut un moment de sărbătoare din ceea ce pentru noi, actorii, a fost o lungă perioadă de lucru, o perioadă nespus de frumoasă, nespus de... Eu am simțit-o că m-am îmbogățit foarte mult, așa cum speranța mea este că acest audiobook va ajunge la sufletul cât mai multor oameni. Când am citit cartea, mi-am dat seama că este o comoară de care fiecare dintre noi avem nevoie. M-a impresionat atât de tare și nici nu știu cum până la urmă am ajuns să facem ceea ce ne-am dorit atât de mult la început, neștiind cum va fi lucrul nostru legat de această minunată partitură. Meritul meu nu este foarte mare, pentru că am simțit seva acestui personaj, acestei familii, care a venit spre mine, m-a înmobilat și pur și simplu am dat viață partiturii pe care o aveam în față. Lucrul acesta nu mi s-a mai întâmplat, adică fără niciun fel de efort. Efortul meu era de a-mi stăvili, de a-mi cenzura stările, sentimentele pe care trebuia să le aduc cu economie în această lucrare. Nu știu ce să vă spun, decât că am fost foarte fericită și acum, ascultând, am fost fericită și mulțumită. Lucru care mi se întâmplă rar. Cred că este binecuvântarea domnului Neagoe Basarab și, într-adevăr, avem mare nevoie în viața noastră, țara noastră, are mare nevoie de genul acesta de om. Și speranța mea este că dragostea de țară, dragostea de neam, dragostea de om încă n-a murit și vom avea, sper, parte de zile mai bune călăuzite de oameni adevărați. Vă mulțumesc tare mult!